vă spun bine ați venit la evenimentul nostru de astăzi, în care noi vom lansa prima hartă interactivă a IMM-urilor, o platformă pe care vom putea vizualiza care este impactul COVID-19 asupra situației economice a IMM-urilor, dar și vom lansa un studiu asupra unei chestionări pe care noi am făcut-o vara aceasta pe 300 de companii. Deci, eu cred că noi putem începe evenimentul și aș vrea să încep cu o retrospectivă cu care cu toții cu siguranță foarte bine o cunoaștem, și anume care este impactul economic COVID asupra economiei în general. Cu toții cunoaștem și știm că criza economică este una foarte mare, probabil că fără precedent, iar la nivel mondial, de asemenea, efectul cel mai mare și negativ este asupra întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că acestea sunt extrem de vulnerabile. În economia Republicii Moldova, noi cu toții cunoaștem că ponderea IMM-urilor este extrem de mare și constituie 98,6% din totalul întreprinderilor pe economie, angajează 60% din forța de muncă și generează 40% din veniturile totale. Și în contextul COVID-ului au existat foarte multe modalități cum aceasta a afectat întreprinderile mici și mijlocii din toate punctele de vedere. Pe de o parte, a fost afectat tot lanțul valoric în ceea ce privește cererea și oferta, puterea de cumpărare, capacitățile IMM-urilor de a-și onora obligațiunile față de angajați, față de creditori, față de furnizori, puterea de cumpărare a clienților a scăzut. Este o incertitudine foarte mare cum vor evolua lucrurile. Foarte multe companii au trebuit să se adapteze la activitatea pe online, dar și să-și schimbe modelul de business, sau unele chiar s-au închis, s-au restructurat pe partea de offline. Noi, ca asociație, la începutul pandemiei am lansat o chestionare foarte scurtă ca să vedem care sunt cele mai mari constrângeri. Aceasta a fost în luna martie, în baza căreia noi am făcut propuneri către autorități. Între timp, lucrurile au evoluat și, din fericire, sunt foarte multe organizații care au făcut foarte multe studii. Deja la moment sunt probabil că mai mult de 5-6 studii care au analizat impactul COVID-ului asupra economiei. Noi, în schimb, ne-am propus să facem un studiu care privește impactul COVID-ului asupra IMM-urilor, pe de o parte. Pe de altă parte, împreună cu Center for International Private Enterprise, noi am putut asigura că toată această informație să poată fi vizualizată pe o platformă cu geolocație și să devină o hartă interactivă care să arate care sunt problemele IMM-urilor pe diferite aspecte. S-au alăturat acestei cauze și alți donatori acestui proiect, și anume Frederick Naumann Foundation for Freedom pentru România și Moldova și proiectul Optim. Împreună cu ei am reușit să facem chestionarea a 300 de antreprenori la telefon din diferite industrii din toată țara și toate acestea să le punem într-un raport analitic pe care astăzi îl vom prezenta, pe de o parte. Pe de altă parte, ne propunem ca maxim în 2 săptămâni să venim cu propuneri de politici către autorități bazate pe rezultatele acestui studiu. Astăzi la eveniment avem invitați pe Andrei Crigan, care este expert în cadrul acestui proiect, este cofondator la Gateway Partners Moldova și Andrei ne va prezenta rezultatele raportului. Îi avem în calitate de invitați pe Alina Beleuță, care este director executiv la AdCenter, este companie de marketing digital. În calitate de invitat este Tudor Darie, care este fondator la Afagora, cofondator Agora și IAMED, și îl avem pe Dumitru Vicol, strategist și economist. Pe agenda, din punct de vedere tehnic, eu voi prezenta acum harta interactivă, cum arată acest instrument, după care voi oferi cuvântul lui Andrei Crigan, după ce vom avea sesiune de discuții cu invitații noștri. La final vom avea sesiune de întrebări și răspunsuri și vă rog tare frumos, pe parcurs, dacă apar întrebări, vom prelua toate întrebările din chat. Deci eu acum voi face share screen și vă voi prezenta harta noastră. Așa. Deci să mă asigur că se vede.
Așa. Deci, după cum se vede, aceasta este instrumentul care vizualizează rezultatele chestionarii noastre. Eu voi face pe dreapta click pe hartă pentru a putea vizualiza harta Republicii Moldova, unde pe culori sunt marcate care este percepția IMM-urilor asupra situației economice și a impactului COVID-ului. Pentru a asigura confidențialitatea datelor și a companiilor care au participat în chestionare, noi am exclus ca să fie vizualizată locația exactă, anume în acest exercițiu. Dar aici se poate vedea după culori care este percepția IMM-urilor asupra impactului COVID-ului și anume cât de satisfăcute sunt, cât de nesatisfăcute, care este reacția lor neutră și chiar din culoarea care se vizualizează poate fi observat care este roz, că companiile în mare parte din toată țara sunt nesatisfăcute de reacția autorităților în raport cu COVID și gestionarea crizei economice. Noi am chestionat mai multe criterii, de exemplu, cum companiile evoluează răspunsul guvernului. Deci, din punct de vedere tehnic, să putem vizualiza, pe dreapta este aici o bifă pe care noi o putem un moment, vă rog. Cred că există o eroare tehnică. Dragi colegi, îmi cer scuze, există o problemă tehnică cu computerul meu și eu nu pot să fac, nu înțeleg de ce, dar nu pot să fac share screen. Îmi cer scuze pentru acest moment. Eu acum o să-i dau posibilitatea colegului meu, David, să facă share screen. David, can you please share your screen? Și în baza ecranului pe care îl va prezenta David, eu voi explica cum funcționează harta. Deci, după cum puteți vedea, acesta este instrumentul care arată vizual și cantitativ rezultatele chestionării pe care noi am elaborat-o. În partea dreaptă este harta Republicii Moldova. David, can you please put the click on the map of Moldova? Exact pe hartă putem vedea care este percepția IMM-urilor asupra gestionării crizei economice la noi în țară. Aceasta este categorizată pe culori și, după cum putem vedea, majoritatea companiilor din toată țara sunt foarte nesatisfăcute în raport cu răspunsul guvernului la gestionarea crizei. O parte este mai puțin satisfăcută și alții sunt neutri. În mare parte sunt nesatisfăcuți, sunt indicați cu galben. Din punct de vedere tehnic, David, can you close, please, this? Deci, din punct de vedere tehnic, noi avem trei tipuri de după cum le vedem, de informație, unde putem să vedem sub formă de grafice și sub formă de diagrame care este reacția și percepția IMM-urilor. De exemplu, cum companiile evoluează răspunsurile guvernului. Pentru a vizualiza integru, can you make bigger? Pentru a vizualiza integru, putem să apăsăm pe butonul din dreapta și ne va apărea informația cum este percepția companiilor în raport cu gradul de satisfacție referitor la măsurile întreprinse de guvern. Putem să închidem. Can you close this one, please? Deci, can you go, please, below with the response government?
Deci dacă apăsăm în yes, în click, dacă apăsăm la dreapta, va apărea alt tipuri de întrebări. De exemplu, autorităților le pasă de compania mea și în ce măsură companiile au răspuns și care este percepția lor, cât de mult le pasă la autorități sau nu le pasă. Can you make further? Yes. Please, yes. Deci mai departe putem vedea absolut tot chestionarul, toată informația se regăsește pe această hartă și dacă dăm click pe dreapta, putem vizualiza întrebările care au fost adresate și putem vizualiza răspunsul. Întrebările care au fost adresate au măsurat pe de o parte reacțiile guvernului, pe de altă parte situația internă a economiei și percepția și proiecțiile pentru viitor. Dacă, David, can you go please to the situation of MMEs and future projections? Deci, and make bigger the... Yes, please. Deci, după cum ați văzut, când vizualizăm este într-o formă foarte mică, dacă vrem să facem această hartă mai mare și putem să vedem diagrama, putem să facem click pe dreapta și putem vizualiza care este răspunsul companiilor la diferite tipuri de întrebări, iar pentru a vedea toate întrebările care sunt anume în acest paragraf, putem face click pe dreapta. Acest instrument este live, este deja activ. În el se regăsesc toate răspunsurile de la 300 de companii pe care noi le-am chestionat în luna august. El va continua să fie live și noi pe viitor ne propunem să folosim acest instrument pentru mai multe tipuri de întrebări care apar sau diverse tipuri de evaluări ale situației sau chestionări ale IMM-urilor pentru ca să arate în regim real care este situația și percepția IMM-urilor cu privire la situația economică și cel mai important lucru pe care vreau să-l menționez este că la momentul actual nu există un instrument care să arate vizual și cantitativ situația economică a întreprinderilor mici de la noi din țară. David, thank you very much for sharing the screen. Eu voi reveni acum la agenda noastră și pentru ca să ofer posibilitatea ca să discutăm deja pe partea analitică și ceea ce ne-a oferit această informație. Eu vreau să-i prezint posibilitatea de a vorbi colegului meu, Andrei Crigan, pentru a ne prezenta raportul analitic, ceea ce se regăsește în hartă și ceea ce puteți vedea, ce v-am prezentat eu din punct de vedere tehnic, care este accesibil pentru toți. Andrei, în schimb, a făcut o analiză a acestor date și ne va face acum prezentarea. Andrei, te rog frumos să iei cuvântul. Mulțumesc, Liliana. O scurtă pauză până când ne putem conecta. Sunt bucuros să fiu astăzi alături de colegii de la Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii și alături de dumneavoastră, dragi colegi participanți, antreprenori. Vreau să știu dacă mă auziți și vedeți ecranul meu cu titlul prezentării. Scrieți pe chat sau... Ok. Liliana, poți să-mi spui că se vede ecranul? Da, Andrei, eu confirm, totul se vede, totul este bine. Ok, perfect. Atunci pornim la drum și încercăm să ne lămurim cu sondajul și răspunsurile la întrebări pe care le-am primit de la cele un pic peste 300 de companii în perioada lunii august. Deci vorbim în mare parte despre percepția proprietarilor, reprezentanților de companii, IMM-urilor, privind impactul pandemiei asupra afacerilor lor proprii. Am extras sunt mai multe informații acolo, dar pentru această prezentare, pentru că avem timp limitat, am extras o parte din răspunsuri pe care am reușit să le procesăm și împărtășim această situație și cu voi ca să putem să avem niște discuții și să încercăm să găsim împreună și poate niște recomandări și soluții cu care să mergem la autorități pentru a îmbunătăți această percepție spre mai bine.
Ok, deci deja a fost menționat că sondajul a fost realizat în perioada lunii august, este o inițiativă a Alianței Întreprinderi Mici și Mijlocii și este realizată cu suportul Centrului Internațional Private Enterprise, Friedrich Naumann Foundation for Freedom și proiectul Optim. Parțial s-a petrecut online și o parte din răspunsuri la sondaj, la interviuri au fost obținute și prin telefon cu anumite companii. Deci, referitor la ce sectoare reprezintă sau cine sunt acești 300 și un pic de companii, reprezentanți acestor companii, deci este vorba despre 18 sectoare sau 18 domenii economice, vedeți distribuția lor atât ca și procent, ca și număr. În mare parte, companiile au venit, dacă vorbim top 3 sectoare, din domeniul servicii, 14% sau 43 de companii, retail, horeca, vedeți aici la fel de jos în sus, consultanță, afaceri juridice, industria ușoară, agricultură, construcție, educație, turism, tehnologii informaționale, producere reglementară, industrie grea, transport, logistică, comerț, producere, imobiliar și marketing. Deci astea au fost domeniile din care au venit companiile care au dorit să participe la acest sondaj. Totodată, am avut și anumite aspecte legate de, i-am întrebat și care este piața lor de desfacere și vedeți aici aceste grafice în stânga, vedeți distribuția pe piața la nivel local, însemnând că sunt companii mici, regionale, da? Fie parte se limitează la un raion, la o localitate sau în un șir de raioane, sau este vorba despre piața națională și aici avem 125 de companii, deci locale 143 și 36, companii care au și operațiuni de export, da? Deci 12%. Și respectiv și grafic ca și număr. Vedeți că domină totuși. Companiile sunt destul de mici, companii micro și mici și respectiv companii mai mari care domină sau sunt prezente pe toată piața națională și exportă ceva mai puțin. Bun, mergem la unul dintre cei mai importanți indicatori, vorbim despre resursa companiilor și i-am întrebat despre impactul pandemiei asupra personalului acestora. Și constatarea este una destul de așa, dramatică, putem să spunem, pentru că din companiile care au participat la sondaj, aceștia au declarat că la început de an, deci până la pandemie, au avut în jur de 4500 de angajați. Iar în momentul în care s-au făcut interviurile cu ei, s-au răspuns la chestionare, în acel moment deja aceste companii au avut 2700 de angajați. Deci o scădere abruptă și o reducere a personalului în sumă de peste 1700 de persoane. Deci armata IMM-urilor, persoanele angajate au scăzut puternic și deci acest procent este în jur de 39%. Deci o reducere dramatică, spunem noi, și vedeți aici și cum și-au pierdut angajații acestei companii sub aspect de piață de pe care vin. Ceva mai puțin au pierdut companiile la nivel local. Cea mai mare pierdere au avut-o companiile care se orientează și către piețele de export. Deci la ei au pierdut practic în jur de jumătate din personalul lor. Și la fel destul de multe pierdere au dus și companiile la nivel național. Deci ce înseamnă lucrul ăsta? În primul rând, impactul cel mai mare pentru companii de export, pentru că practic transportul, traficul de mărfuri în pandemie a fost restricționat și respectiv inclusiv anumite categorii de mărfuri, și vorbim mai mult de produsele nealimentare, au staționat aceste produse, dat fiind faptul că nu sunt produse de primă necesitate. Care este ponderea personalului redus după sector? Deci, care a fost sectorul care a pierdut cel mai mult? Este vorba despre producere, horeca și industria ușoară. Da? Deci, acestea sunt, conform respondenților, sectoarele care au dus cele mai mari pierderi și, respectiv, aceste sectoare cumulează 51% din personalul redus. Deci, producerea, și vorbim aici despre producerea de produse nealimentare, în special pentru că avem separat producerea agroalimentară, vedeți aici pe poziția 6 și procentul de pierdere sau ponderea personalului care a pierdut din total. Ne uităm în continuare și
La întrebarea dacă au redus forța de muncă comparativ cu 1 ianuarie 2020, întrebarea a fost dacă se așteaptă companiile ca angajații pe care le-au pierdut în pandemie să revină la muncă. Și uitați-vă aici, 51% din companii estimează că nu vor reangaja personalul pierdut. Deci nu vor avea posibilitatea respectivă și respectiv ei cred că nu vor, muncitorii nu vor reveni și o parte din companii sau 4 din 10 companii au răspuns că vor reveni în următoarele 3 luni. Deci 5 din 10 companii nu vor reveni, deci personalul rămâne a fi pierdut. Și 7,9% au răspuns că vor reveni până la sfârșitul anului. Deci capacitatea de producere, evident, crește și posibilitățile de revenire, în general, se înjumătățesc în această perioadă. De asemenea, companiile au fost întrebate care au fost veniturile lor operaționale curente, deci la moment, comparativ cu perioada de până la criză, și 71% din companii au spus că au înregistrat pierderi a veniturilor operaționale. Vedeți în stânga slide-ului, inclusiv răspunsuri în culoarea portocalie, deci cei care au pierdut și cam mărimile și procentul de pierdere și cam cât a pierdut din eșantion. Deci cea mai mare pierdere, deci pierderi 28% din companii, pierderi între 60% și 100% din vânzări. În mediu, în sumă, 71% din companii, 7 din 10 companii au pierderi la veniturilor, doar în jur de o companie din 10 înregistrează creșterea veniturilor și fără schimbări, la fel, o companie din 10, plus minus între una și două. La întrebarea, i-am întrebat și cum sunt așteptările lor legate de sfârșitul anului 2020 comparativ cu anul 2019, dacă se așteaptă să revină nivelul de vânzări. Și din nou, circa 70% din companii sau 7 din 10 au răspuns că anul 2020 se va solda cu pierderi pentru ei agregat și doar 15% au spus că anul 2020 se finaliza cu creștere și vedeți aici respectiv și distribuția pe procente. Aceste informații la fel le puteți vizualiza și în acea hartă virtuală pe care a prezentat-o Liliana la începutul evenimentului. Toate detaliile vor fi acolo inclusiv. Totodată avem prezentat aici și distribuția pe sectoare legat de evoluția veniturilor, veniturile curente și veniturile anuale. De această dată pierderile sunt în culoare albastră, revenirea în culoare portocalie și neschimbarea veniturilor în culoare gri. Observăm aici că turismul, transporturile, imobiliarele, IT-ul și educația sunt printre cele mai optimiste. Deci se așteaptă că veniturile lor anuale ar putea să revină, deci să aibă o situație mai bună spre sfârșit de an decât situația curentă, cu toate că, spre exemplu, turismul a avut de suferit puternic, transporturile, imobiliarele la fel. Ne-am uitat și cum percep aceste reveniri sau scăderea veniturilor în perioada curentă, dar și la nivel de an, companiile în dependență de piață. Vedem că aici distribuția este plus minus asemănătoare. La nivelul venituri curente, cele mai mici pierderi le-au declarat într-un fel companiile din export. Totodată ele sunt și cele care declară că vor avea la nivel de an cele mai mari pierderi. Dar plus minus procentul se situează în jurul cifrei de 70 și respectiv creșterea în jur de 13-14-17% dacă vorbim despre export. Un alt aspect important și efect al pandemiei a fost și o întrebare legată de arenda sau plata chiriilor de către întreprinderi și am întrebat dacă s-a modificat cumva plata aceasta pe care o fac. 31% din companii au spus că au beneficiat de reduceri. Deci 3 din 10 companii au beneficiat de reduceri. 6 din 10 companii au spus că plata nu s-a schimbat și în jur de 5% din companii au avut o majorare a costurilor chiriilor, deci avem și așa situații. Dar în mare, deci procentul celor care beneficia de reducere este destul de mic. Deci, practic, chiriile au rămas neschimbate în cazul companiilor care au răspuns la chestionar și vedeți și distribuția pe sectoare și totodată mărimea reducerilor pe care le-au primit aceste companii. Deci, reducerea în mare parte s-a situat undeva în jur de 20-40%. Este și cazul companiei noastre care a beneficiat
de cei care ne închiriază spațiile pentru oficii de în jur de 40% în perioada pandemiei. Deci i-am întrebat pe reprezentanții companiilor și care sunt preocupările lor majore chiar acum și am constatat din răspunsurile lor că plata salariilor, vedeți în stânga sus, primul grafic, plata salariilor este cea mai mare preocupare a companiilor la moment, iar pe locul 2 se situează lipsa de clienți. Evident, în această perioadă, pentru o bună parte din companii, dat fiind faptul că au declarat 70% declarat că au scăzut vânzările, deci lipsa clienților și plata salariilor respectiv pentru a-și ține angajații a fost și este preocuparea cea mai mare. Pe locul 3, plata arendei, 29%, rambursarea datorilor nebancare, posibilitatea de a recupera creanțele și riscul de a primi amenzi sau sancțiuni undeva pe poziția 6. Da? Deci aici vedeți în dependență de gradul, așa cum l-au apreciat ei, de la 1 la 5, 1 însemnând nu este o preocupare, este o preocupare majoră și respectiv 1 nu este o preocupare. Și vedeți și cum au răspuns companiile în sub acest aspect. Totodată, la fel legat de preocupări, putem constata, dacă vorbim despre riscul infectării și rambursarea datoriilor, sunt mai puțin preocupante pentru companii și vedeți și aici cum au răspuns companiile în dependență de acest grad de preocupare. Într-adevăr, riscul de infectare al clienților și infectarea angajaților sunt printre ultimele preocupări în cazul companiilor care au răspuns la sondaj. Și, totodată, rambursarea datoriilor și datoriile restante, la fel, nu sunt o preocupare mare în acest moment. I-am întrebat pe reprezentanții companiilor cât de îngrijorați sunt pentru faptul că companiile lor ar putea sau nu să dea faliment și principala lor îngrijorare este legată de lipsa lichidităților și, respectiv, 42% au spus că fie deja sunt în fază de faliment, fie sunt îngrijorați sau parțial îngrijorați. Vedeți aceste trei poziții și respectiv cam 60% sunt deloc îngrijorați sau nu sunt îngrijorați. E un procent mai bun sub acest aspect, dar totuși 40%, 4 din 10 companii sunt îngrijorate în legătură cu falimentul său. Totodată, una dintre întrebări s-a referit la faptul dacă au sau nu au acces la finanțare și 69% au spus că fie sunt faliți, respectiv nu au cum să acceseze finanțări, fie sunt în dificultăți la achitarea facturilor. Deci 69% în sumă și 31% au capacitatea să achite, mai rămân cu această capacitate de achitare. O altă întrebare este dacă situația din criză continuă până în decembrie, deci continuăm să asistăm la această situație problematică cu pandemia, care este probabilitatea ca compania lor să supraviețuiască sau să reziste. Și aici răspunsurile s-au împărțit. 30% din companii, vedeți aici partea de sus a graficului, au răspuns foarte puțin probabil sau deloc probabil să supraviețuiască. 2 din 10 companii au spus că sunt neutri la acest capitol și totuși o parte mai mare au spus parțial probabil sau foarte probabil să supraviețuiască. Deci sunt cei care sunt mai optimiști și își văd viitorul cu afaceri și în 2021. Totodată, la întrebarea dacă sunt preocupați de valoarea datoriei pe care au dobândit-o din cauza crizei, compania a răspuns mai jos în portocaliu, deci parțial îngrijorați, îngrijorați și foarte îngrijorați, 63%. Deci oricum, chiar dacă procentul este un pic mai mare pentru cei care vor rezista, totuși mai mulți sunt îngrijorați de valoarea datoriilor pe care le-au acumulat. Și la întrebarea când cred ei că afacerea lor va reveni la regimul normal de desfășurare a activității, cea mai mare parte, vedeți aici 55%, au răspuns, aici lipsește sintagma, numai de vreme de 2021, deci anul 2020 nu le va aduce creșterea. Deci se așteaptă ca în anul 2021 să-și revină companiile lor și respectiv să revină și perspectiva de a reangaja personalul. Și aceste companii au nevoie de suport și 23% au răspuns că deja au revenit, 12% că vor reveni până la sfârșitul anului, începând cu următoarele 3 luni 7% și începând cu următoarea lună vor reveni 4% din companii. La întrebarea puteți desfășura afacerea în siguranță în contextul situației curente privind mediul de sănătate, o bună parte din companii au spus că
Da, este ok, deci este parțial sigur pentru a activa, este destul de sigur pentru a activa, este foarte sigur pentru a activa, vedeți aici în culoare albastră, jos, și doar 15% nu este sigur pentru a activa. Deci cam așa s-au împărțit răspunsurile. Totodată au fost întrebați cum percep eforturile autorităților și aici răspunsul este unul în felul următor. În condițiile crizei pandemice, credeți că Moldova este pe cale corectă sau pe cale greșită? Majoritatea sau 7 din 10 companii au spus că Moldova este pe cale greșită sau situația din Republica Moldova este pe cale incorrectă. Iar legat de economie, la fel, ne aflăm pe picior greșit. 75% din companii și doar 23% nu au răspuns și pe cale corectă consideră că 4%, respectiv în cazul crizei pandemice, 4% consideră că pe cale corectă se află Moldova. Deci percepția este destul de negativă legat de eforturile autorităților. Tot la acest capitol au fost întrebați dacă sunt mulțumiți de măsurile întreprinse de guvern ca răspuns la criza economică din Moldova și, evident, răspunsul nu este surprinzător, sunt nemulțumiți, în mare parte nemulțumiți, deci procentul ăsta este și mai mare, neutru 10% și în mare parte mulțumiți doar 1% din companii, una din 100. Considerați că autoritățile le pasă de oamenii ca dumneavoastră, adică de antreprenori și companie pe care o administrați, din nou percepția este negativă și reprezentanții companiilor cred că nu le pasă autorităților de afacerile lor și de ei, 76%, și 21% oarecum cred că nu le pasă și respectiv doar 1% cred că le pasă. Și ultima întrebare din această prezentare, i-am întrebat și cât de mulțumit sunt cu modul în care sursele mass media au informat și au reflectat criza economică din Moldova. 37% au spus că în mare parte sunt nemulțumiți, acest procent de nemulțumire față de mass media este mai mic, neutru 29%, deloc mulțumiți 22%, în mare parte mulțumiți și foarte mulțumit 1% și 11% în mare parte mulțumit. Deci dacă punem la oaltă în mare parte nemulțumit și deloc mulțumit, deci avem peste aproape 60% din nou nemulțumiți de modul în care s-a reflectat mass media. Bun, astea fiind spuse, eu finalizez prezentarea și, Liliana, îți ofer din nou ție posibilitatea să intervii și să moderezi în continuare. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc frumos, Andrei! Dragi colegi, eu vă rog foarte frumos, dacă aveți întrebări, să le scrieți în chat, pentru că noi pe parcurs le vom prelua. Iar acum eu aș vrea să încep o discuție cu invitații noștri speciali și noi am ales intenționat pe invitații noștri independență de genul lor de activitate și de profesionalismul lor și din industria în care activează. Astfel, noi am invitat-o pe Alina Beliuță, care reprezintă mediul de afaceri, este antreprenoare și conduce o agenție digitală, pentru că Alina, putem discuta împreună cu Alina despre perspectiva unui antreprenor în ceea ce privește situația economică în actualitatea de acum. Și Alina, eu sper că ai reușit să vezi, în primul rând te salut. Colegi, eu mă aud? Deci eu o salut pe Alina Beleuță și aș vrea să încep o sesiune de întrebări-răspunsuri împreună cu Alina. Alina, te rog frumos, dacă mă auzi, să-mi dai un semn. Mersi, salut! Salutare, salutare, Alina! Tu ai fost tu, practic, ai fost prima persoană care ai răspuns în chat când a început Andrei prezentarea că situația este cruntă de tot. Noi, la începutul COVID-ului, și tu ai participat inclusiv și în primul sondaj care noi l-am făcut în luna martie, inclusiv acum ai participat în sondaj și vreau să te întreb din perspectiva ta, noi am văzut ce ne arată cifrele, dar din perspectiva ta și din ceea ce ai văzut, cum îți pare că a evoluat situația și cum stau lucrurile la moment, pe de o parte, și cam care sunt perspectivele pe care le vedeți voi?
Nu te auzi, nu te auzi. Stai imediat. Te auzi? Da. Salutare tuturor. Situația cumva pentru noi nu s-a schimbat de la începutul pandemiei, pentru că cumva noi în martie am discutat foarte frankly cu toți angajații, că e urmează perioada în care fie noi supraviețuim împreună, fie nu supraviețuim ca entitate. Și cumva cred că toți au trecut prin momentul în care nu au avut nicio clipă de siguranță în primele 3 luni ce se întâmplă mai departe. Eu, inclusiv din perspectivă personală și din perspectiva membrului societății în care noi locuim, sunt profund dezamăgită de modul în care se face managementul crizei de sănătate, în primul rând, pentru că asta a fost factorul principal care a influențat, de fapt, criza și a fost factorul care a fost ignorat, basically, ca proces, ca organizare, nimic. Pentru, inclusiv eu am avut COVID vreo 2 luni în urmă și am trecut prin tot calvarul sistemului care este practic inexistent la nivel de proces și organizare. Și văzând raportul pe care l-au prezentat colegii, pentru mine au fost anumite chestii foarte șocante, de exemplu că 60% din arenda și cheltuielile persoanelor care dețin un business nu s-au schimbat complet. Noi am putut să negociem un deal de 30% discount, dar închipuiți-vă pentru Horeca, unde arenda e enormă, oamenii nu au beneficiat de nicio scutire pe tema asta și niciun ajutor din partea guvernului. Dacă să facem o paralelă cu programele care sunt în Germania, de exemplu, în primele 3 luni exista o structură de la stat care dădea granturi pentru întreprinderile până la 15 persoane și pentru freelancer, dacă tu demonstrai că ești într-o situație absolut vulnerabilă, primeai banii ăștia pe cont în 2-3 zile și mai exista încă o schemă de suport a persoanelor care au fost, orele au fost micșorate de lucru, de exemplu, sau general rămas fără job, în care poți să aplici la un grant din partea iarăși a guvernului de 60% ca să acoperi salariul. Despre ce noi putem să vorbim ca suport din partea guvernului dacă elementarul criza de sănătate nu este un management corect al ei. Și pentru mine ca antreprenor, asta e de fapt unicul lucru care eu mi-l doream de la guvernare, este ca să-și facă job-ul pe partea de sănătate. Pentru că noi nu am fost niciodată în situația în care să fim o prioritate a guvernului sau nu am fost văzuți cumva ca cei care vor fi în economia pe viitor. Eu așa am simțit ca antreprenor și nici nu contam de fapt pe resursele sau pe ajutorul din statul, pentru că eu sunt aware în ce economie noi locuim. Dar era super important pentru sănătatea și pentru siguranța angajaților mei și pentru mine ca această criză să fie manageruită corect, ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă vorbim despre mass media și modul în care s-a reflectat, foarte, foarte multe chestii ce țin de COVID erau doar la nivel de cifre și ca și cum era pur și simplu o distribuire a informației care vine de la agențiile de stat, nimic care ar ajuta o companie să înțeleagă care ar fi riscurile pentru sine, care sunt istoriile din spate. Foarte mulți oameni trăiesc cu mituri și, dacă sincer, noi suntem într-o etapă în care foarte mult contează individul, foarte mult contează cum societatea sau administrația, guvernul are grijă de cetățenii săi, pentru că fiecare din ei poate fi într-o situație cum vedeți. 40% au fost oameni care au rămas fără lucru și pentru mine asta e șocant și eu am șeruit această imagine cu echipa mea ca ei să înțeleagă cât de bine noi stăm. Și mă așteptam la foarte mult mai multă istorie și mult mai mult ajutor din partea mass media. Foarte puțin din ce pot să menționez era Moldova Org, era Agora care scriau chestii adiționale și informații care dezbăteau mituri și ajutau propriu-zis și în partea economică de business. Și un alt moment ar fi cum ne-am descurcat noi în pandemie ca business overall.
Clienții sunt foarte reticenți să investească volume mari de bani, inclusiv acum, când deja au trecut mai mult de jumătate de an. Inițial era panica asta de comunicare și era momentul în care poate unii au investit un pic mai mult, dar foarte repede acest val s-a oprit. A fost valul în care foarte mult intrau pe digital, dar așa cum nu există un background de cunoștințe foarte solid, foarte mulți probabil s-au ars, inclusiv cu scheme de e-commerce și cu oameni care au profitat de pe urma carantinei ca să facă un ban în plus, nelivrând un serviciu calitativ și lăsând în aer oameni care au investit bani ca să-și organizeze repede livrări și tot chestii de genul. Deci, pentru mine, situația, dacă să mă uit așa rău până acum, pentru noi ca business e foarte aproape de anul trecut sau un pic mai mult, pentru că echipa mea a înțeles de fapt în ce situație suntem și au depus foarte mult efort și pentru asta sunt foarte recunoscătoare, dar din punct de vedere a suportului și a siguranței, nu suntem în țara în care vorbim, putem vorbi despre asta, cu părere de rău. Alina, îți mulțumesc foarte frumos. Constatările tale, într-adevăr, sunt foarte realiste și ele reflectă situația actuală, care noi inclusiv am comunicat cu mulți antreprenori și vedem același lucru, asta se regăsește și în rezultatele studiului. Spune-mi, te rog frumos, tu ai abordat partea de criză de sănătate, cum a fost gestionată, cum crezi, care vor fi efectele și cum, care sunt proiecțiile voastre pentru, să spunem, până la final de an sau 2021, cum vedeți voi afacerea voastră, pe de o parte, și relațiile cu clienții voștri? Pentru că voi sunteți companii de digital marketing, pe de altă parte, clienții voștri sunt practic tot sectorul real al economiei și cum credeți că vor evolua lucrurile din perspectiva voastră? Să vorbim despre o revenire la normal, asta e de domeniul fantastic, pentru că normalul cumva s-a schimbat. Dacă din ceea ce observ eu, clienții încearcă să nu-și facă foarte planuri pe foarte long term, pentru că nu înțeleg ce o să urmeze, dar există totuși tendința asta de a investi mai mult în partea de marketing, pentru că mulți din ei nu au fost prezenți, spunem, vreo câteva luni și vine frica asta și presiunea că vor fi uitați. Eu presupun că la nivel de volume, de bugete, să spunem așa, și de investiții în marketing, în continuare va fi un fel de recesiune sau nu știu dacă am spus corect, pe noi ca business ne-a ajutat în oarecare măsură criza, pentru că noi am devenit super flexibili, avem 7 luni de când lucrăm la distanță și asta a ajutat disciplina în echipă și a ajutat mult mai mult focus, pentru că fiecare lucra cumva în ritmul său de acasă și lucram comun la rezultat, inclusiv discuțiile și comunicarea cu clienții se face online, dar există momentele în care până aici ești eficient, după care deja factorul uman se face văzut foarte, foarte ușor și lipsa de comunicare fizică sau networking overall, și în comunicarea cu clienții și în comunicarea cu echipa. Deci la un moment dat încep să fie un pic afectat. Ceea ce este prognoza mea pentru anii care vin ar fi stupid din partea mea să fac o prognoză. Nu sunt nici un pic doctor, nici un pic altceva. Eu o să reformulez întrebarea. Uite, conform studiului nostru, noi asta o să abordăm subiectul ăsta și cu Dumitru din perspectiva macroeconomică, dar uite, deci 40%, în jur de 40% de întreprinderi se gândesc la faliment și sunt îngrijorate de faliment. Noi nu suntem îngrijorați de faliment, dar eu presupun că sectorul Horeca și tot ce înseamnă producere a suferit foarte tare. Unicul lucru care mie vine în cap și vreau să-l spun e că să fii antreprenor, it takes curaj, ai nevoie de curaj. Și chiar cu criza sau fără criza, astfel de momente pot veni într-un business din diferite contexte
Și ceea ce eu vă doresc antreprenorilor este să găsească curaj să se oprească și să meargă mai departe. Și să inventeze alte business-uri, să se adapteze la realitatea care este, pentru că la normal noi nu o să revenim. Asta e părerea mea. Cam asta. Mulțumesc frumos, Alina! Îți mulțumesc pentru intervenție și noi vă dorim succes, vă dorim să vă puteți adapta, vă dorim ca să aveți și clienți care să-și onoreze obligațiunile la timp și provocările despre care ai spus că practic nu s-au schimbat de la începutul pandemiei, să le putem depăși. Și am o ultimă întrebare pentru tine. Noi ne propunem să facem, să venim cu o listă de propuneri pentru autorități în baza rezultatelor chestionării. Și cum ai menționat de la început că situația nu s-a schimbat foarte mult la moment, din perspectiva ta de antreprenor, ce măsuri crezi că ar trebui să întreprindă autoritățile ca să susțină IMM-urile, să le vină în ajutor și să prevenim falimentul în masă? Măsurile cu acces la finanțare care țin doar de chirie și de utilități, eu sigur că aș recomanda și ajutor pe parte de cine a fost tăiat sau, I don't know, pe partea de salariați, tot un fel de granturi de susținere, dar eu înțeleg care e potențialul și care e contextul la noi în țară. Și de asta mie mi se pare că orice inițiativă de genul ăsta o să fie privită din punct de vedere politic ca o șansă de afirmare. Și pentru mine ca antreprenor, încrederea în sistemele noastre de conducere este undeva acolo. Și de asta eu logic pot să gândesc la la o listă de chestii care eu le-aș face, dar că atunci când trebuie să luăm în context, trebuie să luăm în calcul contextul care este. Și așteptarea realistică ar fi organizarea crizei de sănătate. Acolo lipsește, de fapt. Și asta ar scurta tot calvarul prin care noi trecem. Și ar permite oamenilor să simtă în siguranță și la serviciu, și utilizând serviciile Horeca și reinventând toate procesele și ideile de business care revin în contextul, care sunt relevante acum în contextul COVID-ului. Cam asta e ce pot să spun. Dar dacă e nevoie, noi, Liliana, revenim separat cu ideile. Pentru că am discutat asta, cred că, cu foarte mulți antreprenori în timpul crizei și eu cred că eu am spus acum părerea majorității cu care am vorbit. Mulțumesc frumos, Alina! Alina, eu îți mulțumesc frumos. Eu mă aud, colegi, că am avut un moment că a clăcat internetul. Eu acum vreau să discutăm împreună cu Tudor Darie. Tudor este... Tudor, eu mă aud, colegi? Așa, bine, mulțumesc. Eu vreau să o salut pe Tudor Darie. Tudor este fondator la Fagura, o platformă inovativă de microfinanțare și în același timp Tudor este cofondator la Agora și la ea.md. Deci Tudor are experiență de antreprenor pe de o parte, pe de altă parte are și experiență anume în industria media. Tudor, în condițiile în care, deci mie mi-ar plăcea noi să discutăm pe două aspecte. Unul este accesul la finanțare și doi, ceea ce privește mediatizarea situației economice și a crizei economice în țara noastră. Pe fundalul în care aproape la toate știrile internaționale se mediatizează foarte mult criza economică, se vorbește despre faliment, se vorbește despre rata de șomaj. La noi, după cum vezi, media nu a acoperit foarte mult acest subiect și avem în jur de 30-40% de antreprenori, chiar sumar a ieșit 51 de companii care cred că media nu a acoperit îndeajuns criza economică și nu a mediatizat suficient problemele business-ului. Ce părere ai tu despre această percepție? Liliana, mersi pentru invitație. Salut, stimați colegi.
De fapt, sunt două subiecte diferite, într-adevăr, partea de acces la finanțare și acoperire media. Care dintre ele începem? Pentru că ele ar trebui discutate. Media. Ok, hai da. Să începem cu media. Ce crezi că ar trebui să facă media ca să îmbunătățească situația? Eu, de fapt, știi cum, când e vorba de un dans, deci dacă dansezi singur e o situație, dar dacă vorbim de un dans în doi, atunci ambii trebuie să danseze. Deci nu aș zice că media trebuie să facă, iar companiile nu ar trebui să facă nimic. Eu pot să vă zic și partea cealaltă, din perspectiva media, spre exemplu, proiectele pe care noi le dezvoltăm agora, ia.media, de fiecare dată se străduie, se depun efort să acopere subiectele care țin de start-up-uri, de întreprinderi mici și mijlocii, știu că există și un parteneriat cu asociația care reprezintă, deci de fiecare dată avem tot felul de promoții, bonusuri chiar la serviciile comerciale care noi le avem, anume din perspectiva ca să susținem întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, pot să zic că avem și noi anumite așteptări față de IMM-urile, ele ar trebui să crească, ar trebui să utilizeze această criză ca o anumită oportunitate, pentru că de multe ori IMM-urile nu au anumite abilități, hai să spunem, elementare de comunicare cu media. A făcut ceva interesant în companie, ce le încurcă să facă un mic comunicat de presă, să le expedieze la mai multe instituții media. Nu toată presa o să-l preia, dar cel puțin 1, 2, 3 site-uri o să-l preia. Deci ar putea să beneficieze de un anumit reach gratuit, promovare gratuită media. Doar că lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci ar trebui sigur și media să atragă mai multă atenție, dar și companiile la rândul lor ar trebui, dacă nu neapărat o persoană dedicată pentru media, pentru că asta cumva implică mai multe costuri, dar ar trebui să aibă anumite cunoștințe, anumite experiențe în a formula anumite subiecte de știri. Eu pot să vă zic că presa de fiecare dată este cumva la următoare de subiecte. Deci în fiecare zi pe site-uri publici 20, 30, 40 de știri și ai nevoie de anumite subiecte. Jurnaliștii sunt permanent în căutare de subiecte de presă. Ceea ce ar trebui să facă companiile este să gândească ce au interiorul companiei, ce au făcut în interiorul companiei, ce planuri au interiorul companiei care ar putea să reprezinte un subiect de știri. Nu știu, a făcut un nou produs inovator care va ajuta clienți într-un anumit mod sau altceva. Deci în momentul în care există un anumit subiect de presă, dacă el este ambalat corect, presa cu cea mai mare fericire va prelua acest subiect și va promova gratuit. Deci, eu cred că la acest capitol ar trebui să ne gândim. Sigur că și media la rândul său ar trebui să fie mai responsabilă, să acorde mai multă atenție, nu neapărat fiecare companie în parte, dar subiectelor, problemelor generale care există în domeniul ăsta de IMM. Deci, asta care ar fi foarte, foarte succint pe media. Totodată, anumite concluzii generare referitor la studiu, până când trecem să discutăm în mijlocii de partea de acces la finanțare, eu mă uitam la aceste cifre care au fost prezentate, sigur că foarte îngrijorătoare pentru toți, trebuie să înțelegem că situația este foarte gravă. Totodată, pentru ca să ne facem un tablou corect sau mai corect a situației, pentru mine ar fi fost interesant să văd anumite întrebări, mă rog, nu neapărat aceleași întrebări, pentru că erau întrebări formulate din perspectiva COVID, dar întrebări ca să înțelegem cam care era starea de spirit înaintea pandemiei. De ce zic asta? Deoarece atunci când ne referim la IMM-uri, la startup-uri, noi cunoaștem că există o mare rată de default chiar și în afara perioadei de criză. Deci chiar dacă nu apărea această perioadă de criză, noi facem acest sondaj, deci o parte din acele companii care au spus că gata, până la anul nou dăm default sau că ne-au scăzut vânzările sau că nu vom putea reangaja. Deci un anumit procent ar fi existat și fără pandemie. Nu știu care este acel procent, probabil voi aveți mai multe informații, deci probabil dacă ar fi să corelăm, să înțelegem exact care este impactul perioadei astea de COVID, eu anticipez că probabil totuși cifrele sunt un pic mai mici. Nu neapărat mult mai mici, dar un pic mai mici. Totodată, Alina a subliniat foarte bine anumite aspecte ce sunt de probleme, provocările cu care ne confruntăm. De asta aș vrea să trecem cumva și la partea de ce de făcut, ce am putea să facem ca să ieșim din această perioadă. Eu, de felul meu, sunt o fire mai optimistă și de fiecare dată când există o problemă, eu încerc să o văd și ca problemă, dar și ca o oportunitate. Era și o vorbă interesantă la subiect că atunci când viața îți dă o lămâie, ar trebui să faci de ea limonadă, nu neapărat să simți că e acră și nu este gustoasă. Deci, ce este de făcut ca, de fapt, companiile să treacă la un alt nivel? Eu cred că această criză. Scuze. Da, mi-ai dat în mute. Deci, spuneam că această perioadă de criză și, în general, crizele în toată istoria, dacă ne referim pe toate etapele dezvoltării omenirii, crizele există, au existat și vor exista în continuare. Deci nu s-a schimbat nimic. Constanta crizilor există și dacă ne uităm pe anumite periodicitate, aceste crize se repetă periodic. Deci noi suntem într-o perioadă de criză. Și ar trebui să utilizăm această perioadă de criză ca o oportunitate pentru a ne regândi afacerea, pentru a ne repoziționa.
pentru a fi mai aproape de clienți, pentru a reface procesele, pentru a reduce costurile, pentru a fi mai eficient. Deci puteți face o groază de lucruri în această perioadă de criză. Poate afacerea merita să fie închisă și să ne gândim la altceva. Sau poate noi doar trebuie un pic să schimbăm accentele, schimbăm un pic serviciile care le prestăm și atunci afacerea o să aibă succes. Deci această perioadă de criză eu aș vrea să o privim și ca o oportunitate. Nu există o soluție sistemică pentru toate companiile, fiecare companie în parte trebuie să se gândească, dar vreau să privim și din perspectiva asta oportunităților. Dacă cumva revenim la partea asta de acces la finanțare, am văzut și acele mențiuni că o parte din companie au anumite probleme, dificultăți în a achita creditele către... Și ceea ce mi-a părut interesant nu era indicator pe credite bancare, deci era doar indicator pe credite nebancare, sau poate mie mi-a scăpat. Nu am văzut creditele bancare acolo în lista de IMM-uri. Și aici îmi dau seama că de foarte multe ori, într-adevăr, IMM-urile în special au o problemă în ce își privește accesul la finanțare, pentru că și eu deja de vreo 15-16 ani dezvolt diferite startup-uri, IMM-uri, cunosc cam cum stau lucrurile și de cele mai multe ori IMM-urile nu sunt bancabile. Deja când ești profitabil, ești în creștere an de an, în acel moment banca te poate credita. Doar că în acel moment IMM-ul nu neapărat are nevoie de finanțarea băncii, pentru că se poate credita și din profitul său operațional. Deci de cele mai multe IMM-urile au nevoie de finanțare anume în primul 1, 2, 3 ani de activitate. Pentru că prima etapă de dezvoltare a unei companii sunt banii proprii, banii familiei, banii prietenilor, după care la nivel internațional există acea perioadă în care companiile pot fi finanțate de angel investor, fonduri de investiții, până când treci la o altă etapă și poți accesa și credite bancare, devii profitabil. La noi lanțul ăsta de angel investor și de fonduri de investiții cumva aproape este inexistent. Sunt anumite inițiative la capitolul ăsta, se discut și de crearea cunosc o inițiativă de a crea un fond de investiții cu suportul inclusiv a donatorilor, lucrul ăsta durează un pic mai mult. Există o primă încercare de a dezvolta o comunitate a angel investorilor în Moldova, dar iarăși este doar la etapa de inițiativă, încă nu avem ceva bine structurat. Și atunci, neavând al doilea element, iată, de finanțare din partea angels, din partea fondurilor de investiții, platformelor de crowdfunding, de ce nu, suntem și noi platforme de crowdfunding, foarte multe companii dispar, anume din considerentul că nu au finanțarea de care au nevoie. Și aici, de fapt, este o mare, mare problemă la care noi ar trebui să ne gândim cu toții. În perioada următoare, din cei ce urmăresc, cunosc, vor exista mai multe fonduri pentru finanțarea IMM-urilor, pentru că atât structurile europene, și aici mă refer atât la UE ca structură, cât și anumite fonduri europene vor avea bani dedicați pentru dezvoltarea IMM-urilor sau pentru a trece de această perioadă de criză. Deci ar însemna că, de fapt, IMM-urile ar trebui să urmărească astfel de concursuri care există și să aplice la ele în speranța în care vor accesa o parte din finanțarea de care au nevoie. Totodată, ce aș vrea să mai zic la capitolul ăsta, aici Dumitru Vicu va completa, pentru că și el a fost implicat la etapa inițială. În Moldova se lucrează la un proiect de lege privind activitatea platformelor de crowdfunding. Dumitru Vicu și echipa sa a realizat inițial un studiu privind aceste platforme, care ar fi recomandările. În baza acestui studiu, acum s-a pregătit un proiect de lege, din ceea ce cunosc, urmează zile următoare să fie propus dezbaterilor publice. Inițial, planul era până la final de an să fie aprobat acest proiect de lege. Vom vedea dacă vor reuși. Slabe șanse, mai ales că avem și prezidențialele. Dar ca idee, ce vreau să zic este perioada următoare, pe lângă Fagura, care nu este, apropo, activitate de microfinanțare. Spuneai că suntem o companie de microfinanțare. Noi avem, într-adevăr, acest statut de OCN. Da, noi am luat acest statut de OCN din lipsa unei alte licențe, dar profilul nostru este, în primul rând, platformă de crowdfunding, la fel cum este Guvern 24, Caritate, alții, doar că noi avem componenta de lending și investiții, alții au componenta de donații sau de altceva. Respectiv, platformele de crowdfunding vor fi o altă soluție pentru finanțarea IMM-urilor. Ceea ce facem noi, concret la Fagura, ceea ce pot să zic acum, dacă un anumit antreprenor vrea să ia un credit ca persoană fizică, se poate adresa și acum, noi putem oferi anumite credite până la 1500 de euro, însă noutatea, probabil majoritatea nu cunosc de lucrul ăsta, noi am câștigat un grant de la USAID, IFSE și Suedia, care ne va permite, sper până la finele anului, începutul anului viitor, să avem un scoring dedicat întreprinderilor mici și mijlocii. Ceea ce va însemna că acele companii care astăzi nu sunt bancabile, se adresează la o bancă și primesc imediat refuz pentru că au cifră de afaceri mică sau bilanț contabil negativ, respectiv nu sunt acceptați, noi vom elabora acest scoring
care va utiliza mai multe seturi de date. Deci nu doar cifrele financiare cum le analizează banca. Noi vom analiza și profilurile fondatorilor, vom înțelege cine sunt fondatorii companiilor, ce alte afaceri au acești fondatori, cât de profitabile sunt aceste afaceri, care este istoria de credit inclusiv acestor fondatori, veniturile lor personale, activele pe care ei le au. Vom analiza mai multe seturi de date. Acum ne integrăm cu cadastru, registru de stat a populației, fisc, statistică, deci o mulțime de alte instituții ale statului. Suntem în plin proces de lucru la capitolul ăsta. Și după ce vom prelucra aceste seturi de date, deci IMM-ul va completa circa 10-15 minute o cerere de credit online, full online, fără a se deplasa undeva la o bancă, respectiv vom putea, timp de 1-2 secunde, să-i oferim deodată un răspuns, să-l aprobăm sau nu, care e gradul de risc, dobândă, așa mai departe. Mai mult decât atât, acest instrument pe care noi îl dezvoltăm, nu avem tentația de a-l ține doar la noi, doar Fagura să-l utilizeze. Noi vom fi deschiși să-l furnizăm și altor instituții financiare, bănci, companii de gen Total Leasing sau ProCredit sau alții care au aceste produse de finanțare pentru IMM-uri, la dorință ar putea să utilizeze acest sistem de scoring ca să poată credita IMM-urile care astăzi ei nu au un mecanism pentru a le testa bunitatea, dacă iau capacitate de plată sau nu. Noi, la un anumit cost, am putea să le furnizăm aceste verificări și sperăm în felul ăsta să ajutăm, să contribuim ca accesul la finanțarea IMM-urilor să fie mai mare, da? Să poată mai mulți obține aceste împrumuturi în condiții avantajoase de la diferite instituții, atât de la noi cât și de la alte companii de pe piață. Deci asta ar fi foarte, foarte succint pe partea de finanțare. Ceea ce ar putea să mai adaug pe lângă ceea ce spuneam cu finanțarea din partea la Uniunea Europeană, în această perioadă eu mi-aș dori ca IMM-urile să se gândească un pic mai mult la anumite parteneriate, la anumite asocieri, la atragerea unor noi investitori sau unor noi asociați în companii. Pentru că de foarte multe ori, din ceea ce cunosc ca realitate moldovenească, este că moldovenii se tem să se asocieze. De cele mai multe ori preferă să lucreze singur. Eu personal, în toate afacerile în care sunt prezent, sunt asociat cu diferiți alți colegi. Sigur că lucru în echipă cu alți colegi nu neapărat e cel mai ușor, pentru că trebuie să mai cedezi, trebuie să te șlefuiești în timp ca niște pietre de moară, dar în final parteneriatele care există oferă o posibilitate de dezvoltare mai mare a companiei. Înseamnă și partajare de riscuri, înseamnă valoare adăugată din partea la mai mulți. Deci vreau ca antreprenorii să se gândească la capitolul ăsta și să atragă și noi partenerii în afacerile pe care le dezvolt în felul ăsta să aibă posibilitatea mai ușor să depășească această perioadă de criză. Mulțumesc frumos, Tudor! Ai venit cu sugestii foarte constructive, în special ai evidențiat partea cu crowdfunding-ul, angels, business angels, investors și, într-adevăr, acum asta se lucrează și criza a demonstrat că este o necesitate ca să fie diversificate aceste surse, pentru că asta oferă o posibilitate de a accesa mai rapid și mai ușor aceste finanțări. Eu îți mulțumesc tare frumos pentru intervenție. Îți urez succes în continuare, te rog să ne ții la curent cu când instrumentul vostru va fi gata și activ. În același timp îți mulțumesc pentru sugestiile pe care le-ai spus referitor la companiile să fie proactive cu media. Mie acum aș vrea să-i ofer cuvântul lui Dumitru Vicol și să discutăm împreună cu Dumitru despre studiul pe care l-am făcut noi. Până începem discuția cu Dumitru, colegi, vreau să vă rog tare frumos, dacă aveți întrebări, să le scrieți în chat. Când scrieți întrebarea, scrieți cui este adresată această întrebare și noi le vom prelua. Dumitru, eu te salut și Dumitru este strategist și este economist. Dumitru, mie mi-ar plăcea ca noi să discutăm un pic despre perspectiva macroeconomică. În condițiile în care studiul nostru a arătat că numărul de angajați este redus cu aproape 40%, 40% de companii se gândesc la faliment, 70% vor avea scădere în venituri și au scădere în venituri. Ce părere ai tu ca economist? Cum asta va afecta economia pe termen scurt și pe termen mediu? Și ce pot face autoritățile? Și care ar fi cele mai bune propuneri de politici care ar putea să redreseze această situație sau să o facă mai ușor de trecut? Da, sunt mulți subiecte. Hai să începem cu angajații. Într-adevăr, ce a zis Andrei în studiu, nu cred că e surprinzător să aflăm că IMM-uri nu vor reangaja. 50% din ei nu vor reangaja.
Asta înseamnă că practic nu are sens să oferi multe beneficii pe partea de salariat, fiindcă oricum jumătate ei nu vor reveni, de exemplu, da? Din punct de vedere a statului. Doi, lucrurile oricum nu vor arăta mai bine, adică noi suntem în criză pandemică, efectele crizei pandemice demonstrate de mai multe studii de la Banca Federală Americană arată că, într-adevăr, consumul, de fapt, scade. Efectul asupra consumului poate dura ce obțin câteva decade. Ceea ce înseamnă că eu oricum voi consuma puțin, noi toți vom consuma puțin. Respectiv, tu practic, majoritatea întreprinderilor care se află la nivelul ăsta, capacitatea lor operațională automat va rămâne la 75-80-85%, independent de sectoare, sigur, pe o perioadă îndelungată, poate și o decadă, dacă nimic nu se schimbă. Deci eu nu cred că noi putem foarte mult tindem la ideea că brusc consumurile veniturilor, brusc, chiar dacă veniturile populației vor crește, ele numai că vor fi consumate. Nu, va fi oricum riscul ăsta neîncrederea că poți fi infectat, poate nu din COVID, dar de altceva. Asta e un efect de generație, practic generația noastră noi să creștem cu asta. Și asta e important dintr-o altă perspectivă că dacă eu nu am consum atât de mult, e rău pentru întreprinderi, dar din altă perspectivă eu am mai multe economii, iar economiile astea aș putea să le investesc prin intermediul platformelor ca, de exemplu, crowdfunding, care poate fi Tudor sau altor fonduri, sau, ca să mă înțelegeți, da? Adică nu cred că trebuie să ne așteptăm ca întreprinderile care se bazează foarte mult consumul de o populație să-și revină, fiindcă efectul ăsta pandemic va rămâne în mentalitatea noastră mult, o bună parte, și cred că deja e demonstrat de o mulțime de studii, fiindcă asta nu e prima pandemie care noi trecem. Din anii 1600 noi aveam documentate în jur de vreo 13 pandemii grave. Dar pe lângă partea de angajat mai sunt încă două probleme. Este partea că o parte din cei din diaspora vor reveni pentru că sunt mai puțin calificați, îți vor pierde joburile din și acolo. Punem, nu știu, sudul Portugaliei, sudul Spaniei, sudul Italiei, care sunt cei mai vulnerabile. După aia ai și aceste persoane care trebuie să angajezi. Și pe lângă asta mai ai și încă ceva. Pandemia probabil că va crea o oportunitate pentru multe întreprinderi să se automatizeze, iar asta înseamnă cumva să ai mai puțin angajat. Deci efectul net oricum e negativ pe angajați. Și adică ar trebui să o recunoaștem și deja să trăim cu el. Singura, dacă ar fi din perspectiva unui stat, singura soluție, într-un fel, e doar să ajut la recalificarea acestor angajați. Și când mă refer la recalificare, de exemplu, sunt două programe care ajută într-un fel integrarea furnizorilor locali în companii din zona economică liberă sau în companii de retail. Spre exemplu, noi știm că, de exemplu, în automotive, probabil ei consumă doar 1% din tot ce produc ei, consumă piața locală. În textile doar 5%. Respectiv, practic, aceștia care sunt mari și pot rezista cumva crizilor, ei nu consumă nimic de pe interior pentru faptul că IMM-urile noastre nu au capacitate de a livra acel produs calitativ, certificat și chestii genul ăsta. Andrei, cu siguranță, poate confirma și știi și mai bine lucrurile astea. Adică, în momentul în care dacă noi ca stat am reușit cumva să ajutăm persoana care se produce jobul dintr-o industrie care oricum nu-și va reveni, sau încercăm să ajutăm să devină mecanic ai timp de 12 luni prin învățământ dual sau oricare altă, el ar să aibă mult mai mult viitor. Adică partea de angajat, asta aș vrea să spun. Pe partea de restructurări, tot am fost implicat într-un studiu și, sincer, vă spun, din toate sectoarele, cu întreprinderi mari și mici, mai ales mari, toți așteaptă să se stabilizeze la un nivel de între 75-85% din capacitatea operațională. Adică toți așteaptă cumva. Dacă până acum ai produs 100 de lei de vânzări, gata, ai fost 85 și rămâi. Și aici deja rămâne oportunitatea de a te restructura, care a menționat-o Tudor. Eu tot sunt mai optimist de partea mea, pentru că noi suntem în aceeași situație cum sunt și alte state. Foarte mult puteam conta, cred, pe faptul că să începem să consumăm produsele locale, sunt o mulțime de poziții pe care noi puteam cumva să substituim acele importuri, în special din sectorul agroalimentar. Și doi, totuși, acele companii mari
toți acele companii mari care aveau factori de producție, nu știu, în Asia, de sud-est, ar putea să mute aici. Vă dau un exemplu, în același sector, în automotive, spre exemplu, au câștigat niște volume de producere din Mexico. Adică, deci se mută oarecum acest land valoric din țările mai îndepărtate, mai aproape de Europa, și asta ar fi o oportunitate. Eu înțeleg că e dificil, dar dacă ne axăm pe două lucruri, eu cred eu, pe programele de integrare în furnizori locali, în landul ăsta valoric mare, și doi, pe anume acces la finanțare, dar nu acces la finanțare în care tu să dai bani la tot, dar mai multe garanții ca proiecte, ca produsele care le avem la ODIM, atunci eu cred că am avea șanse. Pentru că, ca să înțelegi, nici banca nu vrea să-ți dea ție bani atunci când tu știi că poți dai faliment 12 luni. Mai bine păstrezi banul și o investești în valori mobiliare de stat. Din alt perspectivă, volumul ODIM-ului garanțiilor e foarte mic. În principiu, după produsul nou COVID care l-au pus, ei au practic disponibil vreo 110 milioane ca fond, iar multiplicatorul e 3. La un leu oferi garanții, 3 lei se acordă garanții. Ca să dați seama, te practic primești că fondul de garantare de ODIM poate oferi doar 300 milioane de lei de credite, dar portofoliul de MME de credite pe sector bancar la momentul 13 miliarde. Adică, practic, volumul ODIM nu există. De asta eu aș insista mai mult pe garanțiile bancare, volumul mai mare pentru ODIM, pentru a oferi întreprinderilor mici și mijlocii, dar cu scopul de a se integra în acel land valoric ca furnizor local pentru companiile mari din deluri sau alte companii mari, care au totuși procese și certificate de management. Sper că n-am sunat foarte pesimist. Eu cred că noi trebuie să fim realiști. Da, asta e. Și trebuie să fim realiști și să privim lucrurile real. Chiar dacă ele sunt foarte triste și foarte pesimiste, este important, chiar dacă doare, să înțelegem care este direcția în care trebuie să mergem. Și spune-mi, experiența ta internațională, evident, este foarte valoroasă, pentru ca să putem să privim global și să înțelegem și noi în contextul în care ne aflăm, în contextul general global, nu doar noi ca economii și ca țară și ca antreprenori, dar pe ansamblu. Dumitru, tu ai menționat despre restructurare din furnizori locali, să ne integrăm în lanțul valoric internațional, despre consumul local mai mult focusat pe partea agroalimentară. Spune-mi, te rog frumos, dacă ar fi câteva top 3 programe pe care ar trebui acum să le întreprindă autoritățile, care ar fi acestea? Pe ce crezi că ar trebui să fie focusate? Da, cele mai sexy după inima mea, la moment, sunt 3. Primul, programul ăsta de integrare a furnizorului local. Eu am început cu sectorul automotive, dar văd că se există o DIM, vrea să extindă pe tot, pe toate sectoarele. Adică, într-un fel, ce am vorbit noi, da, furnizorul local. Uh-huh. Asta înseamnă că întreprinderile mici vin și creează parteneriat cu Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat. Noi mergem și întrebăm la industria textilă, întrebăm ce fel de certificate de management le va lipsa, ce certificate eco va lipsa, de ce norvegenii nu cumpără produsele VAT, pentru că ei poate vor alte, nu știu, toate doamnele care lucrează în textile să nu fie plătiți mai puțin de 700 de euro pe lună. Deci, adică lucrurile astea practic numește integrarea, știi, să vezi toată partea de certificate. Asta ar fi top 1 pentru mine, primul din top 3. A doilea e cu garanțiile. Garanțiile funcționează bancare din partea lor, ODIM, stat, dar garanțiile oferite pentru a putea lua credite, ele funcționează, e un instrument foarte bun, dar volumul e super mic. V-am spus, adică cu 300 de milioane dintr-un portofoliu, 30 miliarde pe mine, nu e serios, practic. Băncile când se uită la așa program, ei mai mult bănuiesc că îi consumă mai mult să analizeze programul ăsta decât mai bine să refuz, mai bine spune, nici nu se apucă. Asta tare mult m-aș dori ca cumva fondul de garantare să crească de 100 de milioane, măcar la 1 miliard de lei. Și trei, o altă formă care tare e aproape de inima mea, e platformele multifuncționale, industriale.
Eu cred în faptul că Moldova nu este doar Chișinău, eu cred că în regiune sunt potențial Cahul, Miedineț, și acolo totuși sunt companii sau fabrici vechi care mai au produs ceva, un element de fier, un element din electronică, din electrică, electricitate. Și acum programată cu platforme multifuncționale industriale, eu cred în dânsele. Și dacă într-un fel noi le punem la dispoziție acelor investitori toate conexiunile, da? De exemplu, dacă tu ai o platformă multifuncțională în Iednița sau în Locnița și ai toate conexiunile, gazul, apa, totul, și atunci când merge guvernul în deplasare, nu știu, în Munich sau în Paris sau în alte orașe mari și spune unui industriaș că spune că uite, tu de fapt dacă vii în Iednița, ai 1000 de oameni calificați, dacă nu-i calificăm noi la școala profesională, și poftim, decât să produci tu ceva în India, poftim produci în Moldova. Sigur, problema asta cea mai mare e că noi suntem în competiție cu țări precum Muntenegru, Serbia, Albania, și ei deja sunt mai avansați ca noi. Dar ca să repet, atât prima, tot ce ține de integrarea furnizorilor locali în companiile mari care au procese de management și au certificate, doi garanțiile bancare, bancare pe 1 miliard din partea ODIM și platformele de industriale. Mulțumesc foarte frumos, Dumitru. Colegi, dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți pe chat. Dumitru, eu îți mulțumesc foarte frumos pentru împărtășirea experienței tale și a viziunilor tale. Noi vă mulțumim pentru că ați participat. Pe de o parte, noi am putut să validăm, să discutăm cifrele, dar și cel mai important, am putut afla care este perspectiva voastră din industrie pe care o prezentați și din activitatea profesională pe care o desfășurați, pentru că experiența personală și realitatea din teren aduce plus de valoare. Noi, ca asociație, ne propunem în continuare, în baza studiului pe care l-am făcut, să venim cu un raport analitic și cu propuneri de politici către guvern și foarte mult sperăm că acestea să fie luate în considerație, dar cel mai important lucru este că ne dorim acestea să fie unele realiste și care să poată fi realizate și în așa fel ca să putem susține dezvoltarea sectorului IMM-urilor, adaptarea la contextul actual, restructurarea dacă este necesar, în așa fel ca să putem evita falimente masă, să putem evita o rată de șomaj foarte mare și să putem asigura o dezvoltare economică de durată. Evident, asta poate acum este utopic să discutăm, totuși noul normal este normal. Cum ai menționat, 70% din companii care au avut reduceri cam acolo vor rămâne și trebuie să ne adaptăm. Noi nu mai avem întrebări în chat. Eu încă o dată reamintesc despre platforma noastră pe care o puteți vizualiza. Eu acum în chat o să dau încă o dată link-ul. Ca să puteți vedea un moment. Andrei, dacă mai ești pe loc, te rog frumos să faci share la prezentarea ta sau eventual noi pe urmă o să o trimitem prin mail la toți participanții și deci rezultatele studiului vor fi făcute publice și vor fi accesibile, harta va putea fi vizualizată și vă rugăm frumos să fiți alături de noi și să urmăriți. Dacă aveți sugestii sau întrebări pe parcurs, vă rog să reveniți la noi ca să putem să formulăm acele propuneri de politici și să ne asigurăm că toate punctele de vedere sunt luate în considerație. Noi vă mulțumim foarte frumos și vă dorim o săptămână frumoasă în continuare, o zi productivă și vă dorim foarte mult succes în activitatea dumneavoastră, dar cel mai important, foarte mult sănătate. Vă mulțumesc și la revedere!